Salut și bine ai venit pe canalul nostru! Astăzi vrem să-ți prezentăm prima parte a listei cu cele mai bune filme de dragoste care au fost lansate în anul 2022. Aici vei găsi și comedii și drame, mai pe scurt, producții pentru orice gust și dispoziție. Dar până ce aștepți a doua parte a acestui clasament, te invităm să intri pe canalul nostru, unde la sigur vei găsi și alte topuri interesante. Deci, hai să începem! Redeeming Love. Născută în afara căsătoriei, Angel de mic a simțit ce înseamnă să nu fie iubită. Deși mama i-a oferit totul ce i-a stat în putință și a insistat ca copilă să fie recunoscută de către tatăl biologic, acesta, obosit de rugămințele scăitoare, le-a alungat pe cele două în stradă. La scurt timp după aceasta, mama lui Angel a decedat și copila a rămas în voia sorții. Având o față drăgălașă și fără cineva care ar proteja-o, Angel a fost vândută într-un bordel. Între timp, crescând mare, a devenit una din cele mai solicitate prostituate, dar bărbații erau gata să dea ultimii bănuți pentru câteva clipe petrecute cu ea. Într-o zi, Angel este văzută de Michael, un fermier care nu bănuiește cu ce se ocupă frumoasa necunoscută. Cucerit de farmecul femeii, tânărul este convins că ea va fi viitoarea sa soție. Această dorință nu se schimbă nici atunci când bărbatul află cine de fapt este Angel. Convingându-o să-i dea o șansă, Michael o duce la fermă unde Angel în sfârșit înțelege cum e să fie liber. Însă, obișnuită cu altfel de viață, tânăra nu poate găsi liniște. Izbită de răbdarea și dragostea lui Michael, tânăra știe că nu este un loc potrivit pentru una ca dânsa, dar fermierul merită o partidă mai bună. Mânată de aceste gânduri, Angel îl lasă pe Michael și se întoarce în oraș la vechea meserie. Totuși, fără să-și dea seama, timpul petrecut la fermă a schimbat-o, dar viața de mai înainte deja nu-i mai pare o normalitate. Nici tânărul fermier nu este gata să se despartă așa ușor de frumoasă încăpățânată și pleacă în oraș cu gândul de a o recuceri. Bilet pentru paradis. Cândva au fost tineri și îndrăgostiți, prea tineri și prea îndrăgostiți. Din acest motiv s-au căsătorit chiar dacă nu trebuia să o facă. Sau cel puțin așa crede Georgia și David. După un matrimoniu de 5 ani, cei doi s-au despărțit și unica amintire plăcută din acea perioadă este fiica lor, Lily. Au trecut mulți ani de atunci și Lily deja este o absolventă cu un viitor strălucitor în față. Pentru a sărbători trecerea în viața adultă, tânăra pleacă pe Bali, unde face cunoștință cu Hede, un antreprenor local care se ocupă cu cultivarea algelor. Zi după zi, Lily descoperă o altă viață, liniștită și binecuvântată, departe de zgomotele și agitația lumii civilizate. Pentru prima dată, ea simte că aici, lângă Hede, ar vrea să petreacă restul vieții. Decizie care la drept îi șochează părinții. Cum este posibil ca în timp de câteva zile, fata lor să se schimbe așa de tare, să renunțe la o carieră promițătoare și să-și lege destinul cu bărbatul pe care îl cunoaște mai puțin de o săptămână. Convinși că nu-i vor permite să le repete greșeala și să lepe de totul pentru o dragoste care la sigur va trece peste câțiva ani, Georgia și David își uniesc forțele și se îndreaptă spre Bali pentru a sabota cea mai frumoasă zi din viața fiicii lor. Acolo unde cântă racii. Kaya Clark deja și uita ce înseamnă dragostea și grija părintească. Trăind într-o cocioabă pierdută în mlaștinile din Carolina de Nord, familia sa mereu a fost izolată de restul lumii. Însă nu aceasta a fost povara cea mai mare. Pe lângă sărăcia cumplită și singurătate, familia avea de îndurat bețiile și bătăile domnului Clark. Obosită de acest calvar, mama lui Kaya a plecat, lăsând în urmă copiii. La scurt timp după mama, au plecat surorile și frații mai mari, dar Kaya a rămas singură cu părintele violent. Dar și acesta a dispărut curând, lăsând copila la voia întâmplării. Totuși, obișnuită cu greutățile, Kaya nu s-a pierdut cu firea și și-a asigurat o viață pe care și-a dorit-o. Acum, crescută mare, fata din mlaștini preferă compania păsărilor și insectelor decât a oamenilor. Însă totul se schimbă când ea face cunoștință cu Tate,
iar între cei doi se leagă o prietenie care încet se transformă în dragoste. Dar nici Tate nu se reține prea mult în viața lui Kaya. Descurajată de trădarea lui Tate, tânăra nu-și mai dorește alte relații și îl refuză pe Chase, un tânăr vulgar și agresiv. Și se pare că în sfârșit Kaya va reveni la viața de mai înainte, însă nu era să fie. Cadavrul lui Chase este găsit înnecat, nu departe de cocioaba lui Kaya, dar localnicii înfuriați sunt convinși că astfel nebuna din mlaștini a scăpat de mirele insistent. Te vreau înapoi. Fiecare cuplu poate ajunge într-un moment când unul din parteneri se simte încătușat în relație, fără schimbări sau perspective. Dar decizia logică de a pune capăt aceste legături cel mai des este o surpriză neplăcută pentru celălalt partener. Exact prin această experiență au trecut Emma și Peter, atunci când iubiții lor i-au anunțat că au întâlnit o persoană mai potrivită. Zguduiți de această trădare, cei doi treceau printr-o perioadă cumplită. Aflând că istoriile lor sunt cât se poate de asemănătoare, Peter și Emma se împrietenesc și pun la cale un plan ingenios. Întrucât niciunul din ei nu este gata să renunțe la partenerul care i-a lepădat, ei se vor ajuta reciproc ca să-i întoarcă. Astfel, Emma face cunoștință cu Logan, un scenarist chipeș pentru care a fost lepădat Peter. Dar Peter se va împrieteni cu Noah, fostul lui Emma, și va băga în cap ideea că ruptura cu Emma este o greșeală și ei trebuie să fie împreună. Un plan destul de simplu și rațional. Însă în viață nu totul este așa de rațional, dar ambițiile celor doi vor fi puse la grea încercare. Cât de departe sunt gata să meargă cei doi pentru a-și întoarce foștii, dar poate nici nu merită să-l întoarci pe cineva care nu vrea să fie cu tine și mai bine îți găsești și tu o persoană mai potrivită. Multă baftă, Leo Grant. Matrimoniul lui Nancy niciodată nu a fost unul emoționant sau senzual. Ambii fiind persoane serioase din familii conservatoare, nici n-au încercat să aducă în căsnicia lor un strop de pasiune. Treceau ani, pe lume au venit copiii, dar Nancy așa și n-a cunoscut cum e să fie dorită și satisfăcută în pat. Hotărâtă să înlăture această nedreptate și să fie într-un pas cu lumea, cu atât mai mult acum când deja este văduvă, Nancy îl angajează pe Leo, un lucrător sexual. Privind această relație ca una pur fiziologică, femeia este convinsă că experiența nu va fi una jenantă sau dificilă. Totuși, nu este așa ușor să-ți schimbi mentalitatea și obiceiurile formate timp de o viață. Odată ce îl întâlnește pe Leo, Nancy nu se mai simte așa de hotărâtă. Încercând să depășească această incomoditate, cei doi încep un dialog care va scoate la iveală cauzele care i-au adus în această cameră și posibil că această experiență va depăși așteptările lui Nancy, nu doar pe plan fiziologic. Cam atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip până la final. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din filmele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul nostru, dar ca să fii la curent cu alte clipuri care vor apărea, fă click pe clopoțel pentru a activa toate notificările. Ne auzim în videoul următor.